Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, suntem pe 12 august 2022 și curiozitatea asta a apicultorului, știți, de a totuși arunca o privire într-o colonie, să vedem pe 12 august cum stăm cu puietul, cum... Na, și dacă totuși am început cu turturi proteice, am cam 2 săptămâni, așa, mă, are efect, n-are efect, cum se prezintă. Acum eu am aruncat așa o privire într-un roișor, ca mai micuț roișor din ăștia. Și mă omoară curiozitatea, mă. Cum stă cu puietul? Cum stăm cu puietul? Ăsta este un roi obținut anul acesta cu regină prin transvasare. Vreau totuși să arunc o privire așa, numai la ăsta și la încă unul am aruncat o privire. Am zis hai să mai arunc o privire la încă unul și gata, lasă-mi pace, nu are rost să umblu în ei. E un roișor micuț. Dar mă interesează cantitatea de puiet, fiindcă acea cantitate care o avem acum, acea cantitate va ierna. Imediat termină și această turtă. Este o turtă homemade, făcută acasă după rețeta lui Nea Ilie, plus uleiuri esențiale. Acum asta e. Putem adăuga în turte ce vrem noi. Dar mă interesează foarte mult ce puiet poate să fie într-o astfel de colonie cu turtă proteică. Mai ales că eu nu am dat turte proteice. Nu am dat turte proteice până anul acesta. Sunt foarte, foarte curios. Capă o viespă pe aici, prin mânușă, asta văd o viespă. O viespă. Bun, haideți să vedem. Voi ridica fiecare ramă așa ușor. Interesul meu nu este să deranjez prea tare. Asta e o ramă cu miere de margine. Și aici sigur, sigur avem larva. Da, da, e frumos. Avem larva aici. Și pe partea asta alta avem și ouă. Arată binișor. Bine, la cameră o să se vadă doar puietul căpăcit acum. Ridic așa câte o ramă. Se vede. Avem, nu avem. A avut efect turta proteică sau nu a avut. Acum, având pe prima ramă puiet larvat, vă dați seama că e bine. Să trecem mai departe. Interesează foarte mult puietul larva. Aici avem ouă, o porțiune destul de restrânsă. Și aici avem larva. Arată bine. A doua ramă cu larva. Cum o să ne ducem spre centrul cuibului, vom găsi probabil și puietul căpăcit. Puietul căpăcit de acum va fi puietul care va intra în iarnă. Asta e o ramă goală. Chiar e curios să o atâta în această ramă.
la cum se prezintă albina. Nu. Deci în această ramă nu. Și nu cred că mai depune ouă în astfel de rame. Așa că o să o dăm la margine. Restrângem cuiburile, fiindcă ați văzut ce de probleme au fost anul acesta cu cuietul văruos. Și trebuie să ținem căldura în cuib. Bun. Trecem mai departe, ia să vedem. Avem doar cu două rame cuiet, arbar. Și aici tot larvar este. Mă așteptam să fie un pic mai mult, deci pe trei rame avem cuiet larvar. Totuși mă așteptam să aibă un pic mai mult cuiet. E bine, atâta timp cât avem larvar e perfect. Acel larvar va prinde luna februarie, care este acum. Avem și prima ramă cu puiet căpăcit. Și larvar, roată. Deci vă dați seama că larvarul e mai important ca puietul căpăcit la ora actuală. Ia să mergem mai departe. Deci aș avea pe 4 rame puiet. 4 rame, la un roișor e chiar suficient. Chiar suficient. Așa, aici e o ramă foarte faină cu puiet. Și aici tot larva. Super fain. Ia, și aici avem puietul căpăcit. Foarte omogen puietul, e de luat în calcul. Bun. Acum, văzând această structură a acestui roi, vom scoate o ramă albă din această ramă, nu-și mai are rostul aici. Această ramă nu-și mai are rostul, e pur și simplu un plus. Și strângem cuibul. Strângem cuibul ca totul să fie în regulă. Această colonie va ierna pe 4 rame. Bun. Și mai avem aici o ramă, chiar și pe prima asta n-am scos. Iată. Avem și aici ceva puiet căpăcit. Eu am dat-o mai margine. Am dat-o mai margine că vreau să scot această ramă, dar a depus matca puiet aici. Bun. Deci am strâns-o. O să îndepărtăm două rame din cuib. Așa, va fi perfect. Aceste rame albe le dăm după diafragmă. Albina va lucra aici. Iar puietul trebuie ținut la căldură. Bun, să punem înapoi benzilic oxalic.
turtița care mai e un pic, peste 3 zile venim cu turte din nou. Punem uleiuri esențiale. Foarte, foarte fain. Avem lupta asta cu viespile, dar nu ne deranjează foarte tare. Bun, deci peste 2 zile venim iară cu turtă, fiindcă din ce am văzut cantitatea de puiet larvar este mai mare decât cantitatea de puiet căpăcit. Deci e foarte bine. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!